Eram foarte tineri când Constantin Noica ne-a povestit că a încercat să facă din toți autorii pe care i-a studiat și pe care i-a citit o versiune Noica. Mi spunea, am citit Platon și am făcut un Platon al meu. Am citit Hegel și am făcut un Hegel al meu. Singura carte cu care nu mi-a ieșit chestia asta a fost Evanghelia. Am citit-o, am vrut să dau o versiune a mea și nu mi-a ieșit. După declarația asta, sigur că a fost un tupeu extraordinar din partea mea să încerc nu să dau o versiune a mea, Doamne ferește, Evangheliei, dar să atac acest text care este un monument de prestigiu, de tradiție, de mister și care, din păcate, o spun cu prudență, dar totuși o spun, a sfârșit până a fi oarecum banalizat, fie printr-o omiletică, printr-o predică previzibilă, didactică, moralizatoare, fie printr-o distanță secularizantă a unor generații care socotesc că tematica asta e depășită. Acum am pornit la drum cu câteva constatări. Întâi, în creștinism se vorbește de întrupare, și anume de întruparea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Pentru oamenii altor religii și pentru omul modern, ideea asta e greu de digerat. Cum e posibil ca Dumnezeu să facă omul? Iar dacă se întâmplă asta, trebuie să admitem că e un fenomen cu totul neobișnuit, cu totul greu, nesistematizabil, că e ceva în același timp tainic și de anvergură planetară, galactică, ca un zeu să încapă în limitele unui corp omenesc. E un scandal. E, am plecat de la ideea că dacă acest lucru s-a întâmplat, este exclus ca rezultatul lui să fie o dădăceală de mătușe. Să aflăm că e exclus ca Dumnezeu să fi făcut acest salt enorm ca să spună, fiți cu minți. Aveți grijă, nu bârfiți, nu mâncați prea mult, țineți post, nu știu ce. Nu exclud lucrurile astea într-o disciplină spirituală anumită, dar trebuie să fie mai mult acolo, fiindcă altfel nu era nevoie de un asemenea plonjon fabulos din înaltul ultim în adâncul suprem. Am sentimentul că s-a verificat întrucâtva presupoziția mea. Am mai observat ceva. Am observat că în textul evanghelic, tot ce e predicația lui Iisus nu duce la un sistem filozofic. Spunând asta, sunt în afara lui Hegel, Kant și toți ceilalți, Schopenhauer. Iisus, oricât vi se pare de curios, n-are o doctrină, n-are un sistem filozofic. Reacțiile lui și comentariile lui sunt de o libertate incredibilă. Așa încât nu pot să transform predicația lui într-un rețetar. Cu alte cuvinte, nu pot să-l reduci la o ideologie. Am luat un exemplu. Vreau să știu ce se spune în textul evanghelic despre fapte. Și există parabole din care rezultă că fapta e mai importantă decât teoria, că aplicația unei învățături e mai importantă decât simpla cunoaștere a învățăturii, dar există și parabole din care rezultă că teoria, respectiv viața contemplativă, e mai importantă decât trebăluiala cotidiană. Există și altele în care se spune că fapta e bună, dar numai în anumite condiții. Și m-am trezit în fața unei construcții, a unei alcătuiri, în care nicio doctrină a faptei nu e posibilă, pentru că de fiecare dată e vorba de cazuri individuale, e vorba de situații trăite, vii, la care fiecare trebuie să reflecteze pe cont propriu și să încerce o soluție de cont propriu. Cred că evangheliile
și parabolele lui Iisus sunt prima victorie a spiritului omenesc și divin împotriva ideologicului, care e una din pegrele acestei lumi. Am alergie la ideologii. Mi se pare că ele ne nenorocesc. Ideologiile sunt un fel de gândire devenită fast food, un fel de birocratizare a cugetării curente. Ele reduc realitatea la o schemă, reduc scopurile vieții la o monomanie pe bază de interese personale sau de clasă sau de grup și, în general, oferă un schelet al lumii util pentru anumiți înși. Cine vrea să nu înțeleagă lumea, trebuie să se încuie într-o ideologie. Ei bine, nu e nimic ideologic în discursul cristic, nu e nimic fixat, așa încât să iei cartea în mână ca un mod de funcționare și să încerci să o aplici. E vorba pur și simplu de un imbold la libertate, la gândire flexibilă, la detaliu și la experiență existențială. Parabola este un procedeu retoric care exista cu mult înainte de Iisus. Exista în tradiția veche iudaică, după cum mai exista în Grecia, în Roma. Iisus era înconjurat de o lume în care parabola se folosea curent. Dacă e să spun care e diferența între felul cum a folosea el și felul cum era ea folosită înainte, o voi spune rapid în felul următor. În general, parabola în lumea antică era o tehnică pedagogică de a face un pasaj obscur dintr-un text mai limpede. Adică înțeleptul grec sau roman sau rabinul evreu spunea, n-ați înțeles acest pasaj din Vechiul Testament, să zicem, bine, atunci uite, om, să vă spun o poveste și o să înțelegeți. Ceea ce face Iisus este exact pe dos, este o tehnică socratică. El spune, credeți că ați înțeles cu tare problemă, cu tare întrebare, cu tare pasaj? Eu o să vă spun eu o poveste din care o să vedeți că n-ați înțeles nimic sau ați înțeles greșit sau că chestia e mult mai complicată oricum decât vă imaginați. Toate lucrurile astea au fost pentru mine o provocare permanentă vreme de câțiva ani. Am trecut și prin momente de exasperare, fiindcă este o bibliografie enormă pe care nu pot spera să o înghiți. M-am întrebat ce rost are o carte în plus când există 10.000 deja. Am făcut-o până la urmă cu sentimentul că mă tratez și că poate aș putea să fiu util și altora. Până la urmă, dacă e să rezum totul la o singură propoziție, aș spune ce am vrut până la urmă să fac e să arăt că nu e bine să n-ai niciun Dumnezeu. Și nu să-L ai neapărat, dar măcar să-L cauți. Vă mulțumesc!